aceasta către evrei ar fi cea mai profundă dintre scrierile Noului Testament. Când am auzit această apreciere, n-am fost în măsură să o înțeleg, dar de-a lungul anilor, adâncindu-mă în cercetare asupra acestei epistole, am început să-i dau dreptate acelui bărbat, acelui om al lui Dumnezeu, pentru că în această epistolă am descoperit frumuseți pe care nu le-am mai găsit în alte scrieri din Noul Testament. De bună oară, cartea aceasta, Epistola către Evrei, pune în lumină superioritatea Mântuitorului nostru, a Domnului Iisus Hristos, în raport cu profeții prin care Dumnezeu a vorbit în vechime poporului Său, pune în lumină superioritatea Domnului Iisus în raport cu îngerii, căci El singur are calitatea de Fiu născut din Dumnezeu, și apoi pune în lumină superioritatea Domnului Iisus în raport cu Moise, față de care evreii aveau o considerație deosebită. Pe lângă toate acestea, cartea aceasta către evrei mai ne descoperă ceva din frumusețea lucrării pe care Mântuitorul Iisus o împlinește în cer, după înălțarea Lui, în folosul fiecăruia dintre noi, al tuturor credincioșilor, în slujirea Lui de mare preot. Dimineața aceasta însă aș vrea să vă îndreptați privirea mai cu seamă asupra pasajului pe care l-am citit. Și aș vrea să vă spun de la început că pasajul acesta vorbește despre 7 lucruri de care noi, prin credință, ne-am apropiat. În capitolul anterior, capitolul 11, ni se vorbește despre credință, despre ce este adevărata credință și ce valoare, ce importanță are ea. Și acum autorul acestei epistole este inspirat de Duhul Dumnezeu să ne vorbească despre 7 lucruri de care noi, prin credință, ne-am apropiat. Dar aș vrea să vă spun că atunci când citești cuvintele acestea, pe care și eu le-am citit în mijlocul dumneavoastră astăzi, nu poți să nu constați parcă exaltarea, entuziasmul cu care autorul epistolei le scrie. Eu n-am reușit să le citesc cu entuziasmul cu care eu cred că el i-a scris. Parcă a deschis un robinet din care curge din abundență expresie după expresie, frumusețe după frumusețe, adevăr după adevăr. Atunci când a scris aceste lucruri, eu cred că autorul epistolei către evrei, probabil apostolul Pavel, a avut în minte două lucruri deosebite, două scopuri deosebite. Bucurându-se El însuși de ele, a vrut să le împărtășească și nouă. Pentru ca și noi, la rândul nostru, într-o atitudine de reverență, de smerenie, să ne bucurăm și să fim mulțumitori înaintea Lui Dumnezeu. Dar în același timp, eu cred că le-a scris și ca o avertizare pentru noi, pentru că, mai cu seamă, în partea a doua a pasajului pe care l-am citit, sunt cuvinte de avertisment. Creștinii care s-au apropiat prin credință de aceste lucruri să nu uite că au de-a face cu Dumnezeu care, pe lângă faptul că este Tată și este plin de dragoste pentru noi, în același timp este și un foc mistuitor. Așa să vă spun că de-a lungul vremii a fost o mare problemă pentru credincioși să păstreze un echilibru sănătos între cele două răsături definitorii majore ale Lui Dumnezeu. Unii creștini au accentuat foarte mult dragostea Lui Dumnezeu și nu spun că au descris-o dincolo de limitele ei. N-au reușit să o descrie chiar așa cum este ea de mare și de frumoasă. Dar căutând să descrie dragostea Lui Dumnezeu, unii au ignorat partea cealaltă. Caracterul drept al Lui Dumnezeu. Alții au mers prea mult pe partea cealaltă, accentuând caracterul drept al lui Dumnezeu și preocuparea lui de a pedepsi răul și au vorbit insuficient despre latura asta altă, care este dragostea lui Dumnezeu. Ei bine, în dimineața aceasta aș vrea să privim împreună, în scurte cuvinte, la cele 7 lucruri despre care, sau pe care le anunța mai înainte. În primul rând, autorul epistolei către evrei
le spune cititorilor lui de atunci și nouă celor de astăzi. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, de necură, nici de întuneric, nici de furtună și așa mai departe, ci zice el în versetul 22, voi v-ați apropiat de muntele Sionului. Aș vrea să vă spun că muntele acela despre care el vorbea aici și spunea că se putea atinge, dar era cuprins de foc, era cuprins de necură, de întuneric, era muntele Sinai. Descrierea aceasta este prezentată poate mai pe larg în cartea Exodul, capitolele 19 și 20. Acolo unde Dumnezeu se descoperă poporului pe munte și dă legea. Dar muntele acela Sinai, în starea în care era atunci, când poporul era adunat la polele muntelui, și unde în vârful muntelui era prezent Dumnezeu, priveliștea aceea de acolo era o priveliște care transmitea teamă, transmitea groază. Până și Moise ni se spune aici în acest cuvânt că a zis la un moment dat, sunt îngrozit și tremur. Acela era un munte care transmitea teamă, groază. Dar autorul epistolei către evrei spune, voi nu de muntele acela v-ați apropiat, ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului. Aș vrea să vă spun că în gândirea evreiască, muntele Sionului era considerat, era privit ca locul prezenței lui Dumnezeu. Dacă veți citi cu atenție cartea psalmilor, veți constata, așa cum și eu am constatat la rândul meu, că psalmiștii au fost așa de preocupați să ajungă pe muntele lui Dumnezeu. În Psalmul 2, versetul al 6-lea, în Psalmul 3, versetul al 4-lea, în Psalmul 15, versetul 1, David, în Psalmul 24, versetul al 3-lea, în Psalmul 43, versetul al 3-lea, în Psalmul 99, versetul al 9-lea, sunt doar câteva texte din Psalm în care citești despre năzuința sufletului psalmiștilor de a ajunge pe muntele lui Dumnezeu. Muntele lui Dumnezeu era în gândirea lor, în concepția lor, locul prezenței lui Dumnezeu. Locul în care, ca să ajungi, ar trebui să faci tot ce atârnă de tine, tot ce se poate. De aceea, David, după ce că a dormit foarte multe nopți în pustie la oi, când a ajuns împărat să domnească peste Israel, să doarmă într-un palat, într-un așternut, poate cum n-a visat el niciodată înainte. Cu toate acestea, el vine și spune, Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va fi cu tine pe muntele tău? David dorea să fie pe muntele lui Dumnezeu mai mult decât ar fi dorit să se odihnească în palatul său împărătesc. Și acum autorul epistolei către evrei ne spune nouă, voi, prin credință, v-ați apropiat de muntele acela pe care și-au dorit toți prorocii din vechime și toți oamenii lui Dumnezeu și-au dorit să ajungă. Oare prețuim noi lucrul acesta îndeajuns? Domnul să-i dea multă înțelepciune. În al doilea rând, va trebui să mă grăbesc puțin, că timpul aleargă și aleargă mai iute decât mine. În al doilea rând, zice autorul epistolei către evrei, voi v-ați apropiat de cetatea Dumnezeului celui viu. Cetatea aceasta este numită aici Ierusalimul Ceresc. În alte locuri în Scriptură este numit Noul Ierusalim. Despre cetatea aceasta știau într-un anume fel patriarhii din vechime și unul dintre ei este Avram. Mărturisește Scriptura despre el că a fost gata să lase totul și să meargă și să trăiască de-a lungul vieții lui pe pământ în corturi, măcar că posibilități materiale ar fi avut destule. De ce? Pentru că el avea în vedere cetatea aceea al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Slăvit să fie el. Despre lucrul acesta citiți în Evrei 11, capitolul 10. Și ca orice lucru care iese din mâinile lui Dumnezeu, cetatea aceasta este o cetate desăvârșită. Ea niciodată nu va fi afectată de vreo recesiune economică, de vreo amenințare vrășmașă,
de un cataclism natural. Este o cetate care nu se clatină. Și fraților, surorilor, de cetatea aceasta ne-am apropiat noi. Dumnezeu ne-a făcut nouă parte de harul acesta, slăvit să fie. Amin. În al treilea rând, noi ne-am apropiat, zice autorul epistolei către evrei, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Nu-i așa că atunci când auzi cuvântul sărbătoare, te gândești la bucurie? Atunci când auzi cuvântul sărbătoare, te gândești la absența oricărui necaz, oricărei suferințe, a oricărei probleme care umbrește fericirea omului pe pământ? Autorul epistolei către evrei spune, voi v-ați apropiat de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Și eu cred că atunci când el a scris aceste cuvinte, s-a gândit la cuvintele Domnului Iisus, care spunea că în ceruri este mare bucurie atunci când pe pământ un păcătos măcar se întoarce la Dumnezeu. Mulți oameni se întreabă cu privire la viitor ce va fi și cum va fi. Prin anul 1993, dacă nu dau greș, în București, într-un tramvai, lângă mine un domn citea într-un ziar local un articol care spunea, titlul lui era așa, cum va arăta viața noastră peste 10 ani? Cred că ăsta era termenul în care se pronunța autorul acelui articol. La un moment dat eram curios să văd ce se scrie, dar nu, politețea m-a împiedicat să arunc privirea prea insistentă peste umărul dumnealui. Un lucru știu sigur. Oamenii sunt îngrijorați cu privire la viitor. Cu privire la lumea aceasta, la resursele ei, la evoluția ei. Uitați-vă, atât de multe probleme zbuduie omenirea. Și mai mari lumii din ziua de astăzi nu le pot rezolva. Însă, noi, prin credință, spune autorul epistolei către evrei, și ar trebui să nu uităm lucrul acesta niciodată, noi ne-am apropiat de o adunare în sărbătoare, de o bucurie care își are o bârșie în cer și care nu-i umbrită de lucrurile de pe pământ. Asta este dinamica noastră. Apoi, în al patrulea rând, dacă nu dau greș, noi ne-am apropiat de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Ăștia sunt oamenii în a căror tovărășie îți place să stai. A căror cuvinte, a căror cântări îți place să le auzi. Zicea psalmistul în Psalmul 111, voi lăuda pe Domnul în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunări. Dar în biserica celor întâi născuți, acolo e bucurie și frumos, pentru că acolo este lăudat numele Domnului. Acolo se vestesc cuvintele vieții veșnice. De o asemenea biserică ne-am apropiat noi. În rândurile ei ne-am înrolat noi atunci când l-am primit pe Domnul în viața noastră. Una din cântările care îmi plac într-un mod deosebit este o cântare pe care o cunoașteți cu toți. Ați ascultat-o de multe ori și câțiva frați dintre noi au și cântat-o în mijlocul nostru. Cântarea aceea se numește Eroii Credinței. Atunci când cânt cântarea aceasta, mă ajută cuvintele ei. Reușesc să mă desprind de lucrurile care sunt în jurul meu. De veștile pe care le aud. Cu ochii minții mă duc la vremurile acelea când oamenii lui Dumnezeu erau îmbrăcați în piei de animale și în chip de bajocură, bineînțeles, și erau aruncați la fiare în arenele romane. Prin ochii credinței îmi imaginez arenele acelea încărcate de aristocrația romană și ai fi zis că ei sunt biruitorii. Dar adevărații biruitori, biserica celor întâi născuți, erau acolo jos în arenă, îmbrăcați în bajocură și spășiați de fiare, murind și îmbogățind cu sângele lor solul Romei, dar împodobind prin jertfa lor numele lui Dumnezeu, aducând slavă lui Dumnezeu. De oamenii aceștia ne-am apropiat noi prin credință fraților, surorilor. De aceea să prețuim harul acest. Apoi, stă scris că noi ne-am apropiat de Dumnezeu, de judecătorul tuturor. Însă, aș vrea să subliniez un lucru. Pe acest judecător al tuturor, de care nimeni nu va putea scăpa, noi îl numim Tatăl. Am căpătat dreptul prin credință
să devenim fiii Lui și fiicele Lui. Și atunci când ne gândim la lucrul acesta, trebuie să ne amintim de două cerințe care stau în fața celor care se apropie de Dumnezeu. Prima cerință este aceea de a crede în El. Pentru că în Evrei 11 cu versetul 6 este scris că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, adică El există. Și că răsplătește pe cei care îl caută. Credem lucrul acesta? Credem. Și l-am și experimentat în viețile noastre. Măriți să fie Domnul. Al doilea lucru care stă în fața celor care se apropie de Dumnezeu este nevoia de a se curăți. Pentru că zice Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, versetul al 19-lea. Cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. De orice lucru care cade în categoria aceasta numită păcat sau fără de lege, noi trebuie să ne ferim cât putem mai tare. Dacă pe un canal de televiziune ai văzut un lucru care intră în categoria fără de lege sau păcat, te sfătuiesc în dimineața aceasta, fui de canalul acela. Dacă pe un ziar, într-un ziar pe care îl deschizi căutând un anunț, dai peste lucruri pe care Dumnezeu le consideră păcat, îți spun în dimineața aceasta pe baza cuvântului lui Dumnezeu, fugi de ziarul acela, închide-l, aruncă-l, rupe-l și nu mai cumpăra altul ca acela. Orice lucru care promovează fără de legea, care promovează păcatul, ar trebui să stea tare departe de ochii noștri și de mâinile noastre și de inima noastră. Ajută-ne Domnul aceasta. Amin. Apoi, noi ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Cuvântul mijlocitor, nu știu ce-ți spune dumitale care mă asculți, dar cuvântul ăsta mie îmi spune despre, îmi vorbește cuvântul acesta despre o persoană care stă între mine și Dumnezeu. El este garantul pentru mine că Dumnezeu își va împlini păgăduința. Și de asemenea este garantul înaintea lui Dumnezeu că eu am primit starea aceea după voia lui Dumnezeu. Mijlocitor înseamnă o persoană care stă între două persoane care au intrat în legământ. Iisus este singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu, nu este un altul. Și de acest Iisus ne-am apropiat noi. Binecuvântat să fie numele Lui. El este aproape de noi. Pentru că de aceea s-a coborât în lumea noastră. De aceea am predat cum de om. De aceea a experimentat toate stările pe care noi ca oameni le experimentăm de-a lungul vieții pe pământ. Ca să ne fie aproape. Dar cel mai aproape este de noi Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, atunci când poporul Domnului se adună să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Și îl binecuvântăm, pentru că astăzi avem această binecuvântată oportunitate. Măriți să fie ea. În ultimul rând, noi, prin credință, ne-am apropiat de sângele stropirii, despre care Duhul Sfânt precizează aici că vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Cei care citiți Scripturile, vă amintiți de bună seamă despre acel neprihănit tânăr, a cărui viață a fost curmată mișelește și a cărui sânge din țărâna pământului strigată pe Dumnezeu. Glasul sângelui lui Abel din țărâna pământului strigat către Dumnezeu și sângele acela a mișcat inima lui Dumnezeu. L-a pus pe Dumnezeu în mișcare. Dumnezeu n-a stat nepăsător în cer. Dar acum vine autorul epistolei către Evrei și prin Duhul Sfânt spune sângele legământului celui nou, sângele stropirii, vorbește mai bine. Adică are un impact mai mare asupra inimii lui Dumnezeu. Și dacă sângele lui Abel, din țărâna pământului, strigând către Dumnezeu, vorbea despre o vină și cerea răzbunare, sângele care a curs din rănile Fiului lui Dumnezeu, sângele Domnului Iisus, vorbește despre o vină iertată, despre o plată care a fost depusă, pentru ca eu și tu, noi toți, să putem căpăta starea aceea după voia lui Dumnezeu, starea numită neprihănire. Frații au citit dimineață psalmul 32 și cuvintele de început ale acestui psalm îl fericesc pe omul care intră în starea aceea.
în care este iertată fără de legea și în care păcatul este acoperit. Nu ascuns, acoperit. De aceea, fraților, surorilor, în dimineața aceasta ar trebui să ne fie inima plină de recunoștință înaintea Domnului, pentru că prin har, prin credință, ni s-au făcut aceste favoruri nouă să ne apropiem de muntele Sionului, să ne apropiem de cetatea Dumnezeului Celui Viu, să ne apropiem de Biserica celor întâi născuți, de Dumnezeu să ne apropiem, judecătorul tuturor pe care noi îl avem ca Tată. Ni s-a făcut harul să ne apropiem de adunarea sărbătoare a Îngerilor Lui Dumnezeu. Ni s-a făcut harul să ne apropiem de Iisus, Mijlocitorul Pământului Celui Nou și de sângele stropirii. Bine ar fi să știm să prețuim lucrurile acestea și cu inima plină de bucurie să stăm înainte Lui Dumnezeu ori de câte ori se servează în mijlocul nostru această sărbătoare. Pentru că timpul înaintează, mă voi opri la aceste cuvinte și aș vrea să vă chem pe toți să ne plecăm genunchii înaintea Lui Dumnezeu Tatăl nostru. În dimineața aceasta, măcar că avem atât de multe motive să-i mulțumim, să-i binecuvântăm numele, aș vrea în mod aparte să-i mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus, pentru toate manifestările Harului pe care le-a oferit. Să-i mulțumim și să rugăm să ne ierte de orice lucru care l-ar fi putut întrista în viețile noastre. În urma acestei rugăciuni, care va fi o rugăciune comună, mă voi ruga ca Domnul să binecuvânteze azima care se va frânge între noi și să binecuvânteze și Rodoviței. Când voi încheia această rugăciune, cei ce nu se împărtășesc se vor ridica și vor ocupa locul pe scaune. Cei ce se împărtășesc vor rămâne mai departe pe genunchi și se vor ruga Domnului. Haideți să ne plecăm la rugăciune.